I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Netflix. Bună, dragii mei! În sfârșit a sosit ziua balului. Ne facem frumoase și strângem din coapse. Pentru seara cea mare. Nu poți purta trei perechi, Sophie. N-ai să poți respira. Sunt bine. Prima zi a ultimului an. Te iubesc atât de mult. Și eu te iubesc. Nu mi-ești prietenă. Al șaselea simț. Gata cu îmbufnarea. Dă-te jos din pat sau te pedepsim. Scuze că m-am purtat oribil. Uite-o pe fata mea. Te iertăm. Și dacă noi te putem ierta. Și tu o poți ierta pe Gia. Se termină liceul. Lasă prostiile astea mărunte. Refaceți-vă prietenia. Cum îmi refac eu contul bancar? Scuze. De unde știați că ne-am certat? Gia ne-a scris. Ne-a zis că ați avut o neînțelegere. Și că nu va mai veni o vreme. Dă-i mesaj amicei tale de suflet. Al șaselea simț. Îmi place. Știam că e o fantomă de la început. Ce? Puștiul vede oameni morți. Doar el îl vede pe Bruce Willis. Fă calculele. Tocmai mi-ai spus că e fantomă. Nu știa că e o fantomă. Nici publicul nu știa. Cu excepția mea. Eu știam. Ei bine, eu nu sunt la fel de perspicace. Nimeni nu e. Trebuie să vorbesc cu Gia. Da. N-a trecut o zi. Dar emite o lună, fără să-i vorbești. O lună. Stai. Când ți-a scris Gia că ne-am certat. După petrecere. Care petrecere? Cea după care te-ai trezit. Arătând ca moartea. Deci după petrecerea lui Jake W. N-ai văzut-o pe Gia de o lună. Ai grijă pe unde mergi. Ce dobitoc. Ei știu. Mare nesimțit. După ce fac asta, n-am să te mai văd niciodată. Nu pot părăsi pământul fără să-ți spun. Trebuie să o găsesc pe Gia. Doamne! Gavin știe că Gia a murit. Gia! Nu le spune nimic. Scapă de ei. Cine e la telefon? Sunt niște ciudați la ușă. N-are rost să negi, Erica. Întrebările despre fantome. Apoi Gavin care a vorbit cu amica ta. Care era cu tine la cimitir. Dar tu erai singură în seara aia. Doar Gavin, un mediu. O poate vedea pe Gia. Ne-a luat ceva, dar ne-a picat fisa. Gia a murit și e fantomă. Iar noi o vom găsi. Sau ce-a mai rămas din ea. Amicii tăi să mă scutească. Gia se stinge. Ni se scurge timpul. Își așteaptă trecerea lângă cadavru. Gia nu va trece dincolo. Până nu-și termină treaba. Care o fi? Ceva personal, neimportant. Poate fi considerat jalnic de alții. Tu ești. Eu. Tu comunici cu spiritele când ești dead. Dar n-ar trebui să poți vedea un spirit întrupat. Decât dacă ești treaba ei neterminată. Înseamnă că ne privește pe amândoi. Treaba asta, orice ar fi. Suntem singurii care o pot vedea. Atunci de ce mi-a dat papucii? Ca să te protejeze. De ce anume? De inimă frântă. Știa că relația voastră avea să fie de scurtă durată. Putea măcar să mă însoțească la bal. Haide! Balul e tot ce mi-mai doresc. Înainte de absolvire.
va fi cea mai bună noapte din viața mea. Balul. Treaba neterminată. E balul și trebuie să o însoțești. Ceea ce înseamnă că eu trebuia să o ajut, nu invers. Trebuie să o găsim. Îl trimit pe Brad după cai verzi. Am urmărit-o pe Erica prin Postmates. A primit 15 livrări aici. Toate de la magazin. Și toate constând în gheață. Își ține cadavrul la rece. Ori construiește un iglu. Raven, cele 6 ciori ale tale. Ne-au zis că corpul ei ar fi aici. Dacă mă cheamă Raven, nu înseamnă că controlez păsările. Dar da, ciorile au zis că ăsta e locul. Gavin i-a localizat corpul. Am greșit pădurea. Fire. Gia nu e la ea acasă. Ai găsit ceva? Doar telefonul ei. Mesajele ei de azi sunt necitite. Ieri i-a explicat totul mamei ei. Într-un mesaj. Își ia adio, își încheie socotelile. Așa se explică jurnalele arse. Și testamentul scris pe o chitanță. Trebuie să o ajut cumva să ajungă la bal. Ca să poată trece dincolo. Bine. Voi încerca să o invoc. Eu mai dau o tură prin casă. Aș vrea să lucrez în cele mai înalte sfere ale vibrației. Cer să comunic cu cineva. Încă legat de suprafața pământului. O cheamă Gia. Nu știu unde ești. Dar nu se va termina așa. E un ordin. M-am dus să caut ce oleiere ele. Dar al tău a dispărut. Lasă un mesaj. Scurt și drăguț, ca de șters să-l cruți. Gia, nu știu ce să fac. Nu știu cum să dau de tine. Sau dacă mai ești aici. Tu îmi spui mereu ce ar trebui să fac. Te rog, dă-mi un semn. Spune-mi ce să fac, te rog. Balul. Vrei să merg la bal? Salut, salut. Care-i treaba? Niciuna. Cum adică, niciuna? Trebuie să mergi la bal. Nu știu. E ciudat să merg singur. Dar poate merg la petrecerea de după. Du-te cu o prietenă. Câți oameni sunt în convorbire? Eu merg cu Archer și abia îl suport. Sunt la telefon, Sofia. Știu. Dacă e vorba de camera de hotel, puteți păstra avansul. Nu, omule. Te vrem acolo. Nu va fi la fel fără tine. Evident că vom păstra avansul. Revenind la treaba cu prietena, poate. Trebuie să închid. Pa! De ce zâmbești așa? Nu m-ai lăsat. Să te văd înainte de petrecere. Sper că e tot ce ai visat. Da. Ar însemna mult pentru mine. Dacă am merge la bal împreună ca amici. Nu vreau să avem regrete pe viitor. Și nu vrei să fii prima regină de bal fără partener, nu. Și asta. Bine. Da, sigur. Hai să o facem. Stai. Serios. Da. Poartă pantofii de la nunta mătușii tale. Bărbierește-te de două ori. Și dă-te cu doar 0,6 ml de ceară de păr. Și fără colonie, da. Pe un eveniment la balul de final de liceu. A fost odată în Țara Minunilor. Sunt ultima persoană pe care te așteptai să o vezi aici. Dar voiam să-mi cer scuze. Fiindcă am anulat balul. Și că ți-am stricat prezentarea. Și ghirlanda croșetată. Îmi place rochia ta, apropo. Mersi. Urăsc bleu marinul acum.
Jumătate din fetele de aici îl poartă. Îmi cer scuze și pentru asta. Pot să cumpăr un bilet? Scuze. Suntem la capacitate. Dar un bilet de rezervă. Sigur. Poți sta de rezervă lângă ieșire. Ascultă, Emma. Nici nu vreau să fiu aici. Lui Helen și maicu mi se părea un coșmar. Să meargă singură la bal. Dar pentru Erica Vu va fi și mai de căcat. Dar trebuie să merg. La balul ăsta a furisit. Da. E o chestiune de viață și de eternitate. Mamă. Un discurs. Extrem de derutant și puțin trist. Scuze. Nu mai am niciun bilet. Am eu. Îți dau biletul meu în plus. M-am hotărât să merg singur. Dacă tot sunt iubit de atâtea doamne, de ce m-ai ajuta? După ce filmarea cu tine bușindu-mi mașina s-a viralizat, Dieze Erica Vu a vrut să-l omoare pe Devon. A intrat în tren. Puturosul a murit. Iar eu sunt în plină revenire. Mersi că ai încercat să mă omori. N-am. Mersi. Erica Vu. Nu pot să cred că a venit. Trebuie să-i spun. Trebuia să fi știut. Că Gavin ne minte. Ciorile știau. Ne-a tras țeapă. Ca să-i o tragă Giei. O să-l blestem pe nemernicul ăla. Ba nu. A făcut-o, din dragoste. N-am creat clubul ăsta. Ca să ne împrietenim. Suntem dereglați. Tulburați și puși pe treabă. Dar Gavin e de-al nostru. Hai, Raven. Știu că inima ta minusculă mai bate din când în când. Gavin e aici, deci poate apare și Gia. Să pregătim convocarea. Preiau conducerea. Țineți bilele magice. Pe specialitatea mea. Iartă-mă. N-am vrut să spun lucrurile alea. Arăți ca o nubună. Puneți căștile. Nu mi pasă. Scârbă nubună. Așa e. Sunt o scârbă nubună. Încercam să-ți răspund la mesaje. Dar pâlpâiam. Până acum o oră. Atunci am ajuns eu aici. Singură. Iar ăsta e cel mai curajos lucru făcut de tine. Acum știu că o să fii bine. Ca să pot pleca. N-ai terminat. Nu sunt singura ta treabă neterminată. Dar cum rămâne cu mine? Nu. E timpul să te pui odată. Pe primul loc. Du-te la ciudatul tău. Tu ești obsidianul meu. Da. Era ca să mă ajute să te localizez. Dar când m-am întors la tine acasă, rochia ta de bal dispăruse. Și m-am gândit că te voi găsi aici. Ăla sunt eu. Rezervat. Pentru Comitetul Oregea Neizea Teorei C. Scuze. O să plec. Nu e în regulă. Toată lumea dansează. Până acum o lună. Nu aveam nicio așteptare de la bal. Dar acum, văzând cât de mult înseamnă pentru toți, înțeleg perfect. Și e frumos. Serios. Da. Nici măcar nu are temă. E primul bal din istorie care nu are temă. Aproape tot decorul a fost distrus la întrunire. Cum să-ți amintești această noapte? Dacă nu are nimic deosebit, ce lăsăm în urmă? E ca și cum n-ar fi existat. Oamenii nu vor ține minte decât cine a câștigat regina balului. E prea târziu să adaug un nume în urnă. Scuze. Voturile au fost numărate.
Alisa va anunța câștigătorii. Mă scuzați. Bună. E timpul să anunțăm. Cine sunt regele și regina balului? Putem să vorbim în șoaptă. Precum Billie Eilish. Mulțumesc. Regele balului liceului Parcuie. Devon Evan Cahler. Da, da. Acum mă iubiți, nu-i așa? Regina balului liceului Parcuie. Spre surprinderea nimănui. Riley Batia. Vă rog, nu țipați. Ia coroana. Stați. Hei, terminați. Lăsați-o să vorbească. Știu că aveți impresia că mă cunoașteți. Poate ca Helen și Maicum. Sau poate ca Scârba, care a încercat să anuleze balul. Dar tot ce vreau să știți despre mine e că amica mea cea mai bună, Gia, a murit de curând. Nu! Ce faci? O aud pe Gia. Cristalele funcționează. Prima mea interacțiune paranormală. Da, m-am culcat cu vara mea. Și nu regret nimic. Nu e vorba de mine. E vorba de Gia. Nici n-ați observat că nu mai e, dar cum ați putea? N-ați observat-o nici când era aici. Și asta vă face foarte norocoși. Pentru că nu o să vă fie dor să o aveți alături pe cea mai uimitoare ființă umană, în timp ce voi continuați să trăiți fără să vă lipsească Gia. Mie mi va fi dor de fiecare lucru legat de ea. O să-mi fie dor de cum cânta atât de tare în mașină, încât oamenii se holbau la semafor, și dansurile ei improvizate pe culoarele de tampoane de la farmacie, și cum aprindea lumina pe furiș după ce vizionam un film de groază. Dar nu pentru că îi era frică, ci pentru că știa că mie îmi era. M-am gândit că dacă voi fi iubită de mii, poate mi se va umple sufletul. Dar nu e nici pe departe la fel de bine ca atunci când ai o prietenă incredibilă ca Gia. Și să fiu urâtă de mii a fost mult mai puțin dureros ca atunci când am pierdut-o pe ea. Știu că ați votat deja regina balului, dar mă întrebam dacă ați lua în calcul un vot postum pentru Gia. Am câștigat cinstit, dar cred că Gia ar fi o regină moartă minunată. Gia, accept această coroană în numele lui Gia. Toată lumea pe ringul de dans. Haideți să o aplaudăm pe Gia. Uite, e Gia. Vedeți? Ea e bună, bună. Îmi pare foarte rău pentru Gia. Pare grozavă. Aș fi vrut să o cunosc. Se pare că și ție îți pasă. Am învățat de la cei mai buni. Mi se pare mie, sau poate chiar n-am reușit să o cunosc pe adevărata Erica Vu. N-ai reușit. Eram moartă înainte. Scuze. E o poveste pentru altă viață. Oricum, acum sunt eu. Eu sunt ea. Bună, tu. Bună. Mergi la petrecerea de după. Probabil că mă voi duce acasă. Ne vedem. Bine. Pa, bine. Mă duc. Gie i-ar fi plăcut petrecerea asta. Aș vrea să mă vadă trăind din plin. Te vede. Dacă privești intens, o să o poți vedea și tu. Printr-un nor, un animal sau un candelabru. Noroc. În clasa a treia, am plecat cu Gia în străinătate. Într-un schimb de experiență. În clasa a treia. N-ai crede.
5 luni mai târziu. Diez viața la Camin. Ai mai primit un pachet. Mersi. Plec la cină. Vii. În curând. Ne vedem acolo. Bine. Te văd, scârbă. Subtitrarea Adina Chirica.